proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ înaintate de Antal Mihai. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea priorităților, obiectivelor și a planului de acțiuni privind dezvoltarea economică-socială 2018, Comuna Nicolae Bălcescu, Tupacor. Punctul 3. Diverse. Propunerea de acțiune este pentru, împotriva, abțineri. Trecem la dezbaterea pe puncte. Proiect de hotărâre privind PUZ-ul, construirea hală prefabricată beton și împrejmuire teren în intravilanul Comunei Nicolae Bălcescu și stabilirea condițiilor de amplasare și rezolvarea problemelor funcționale tehnice și estetice. Primarul Comunei Nicolae Bălcescu al județului Bacau. Se aprobă planul urbanistic zonal, construirea hală prefabricată și împrejmuire teren în intravilanul Comunei Nicolae Bălcescu și stabilirea condițiilor de amplasare și rezolvarea problemelor funcționale tehnice și estetice. Beneficiar Antal Mihai. Bun, spre dezbatere. Domnul primar. Da, aici e vorba de o hală de construcții, persoana este prezentă, hală și... Da, avizul de principiu s-a dat, acum se dă avizul Consiliului Local. E vorba de o hală care e pe proprietatea privată a lui Antal Mihai. Consider că, eu știu, puteți să spuneți cam ce vreți să faceți acolo, în hala respectivă. Da, deocamdată să zic că era vorba de produse de prefabricate din beton generale, dar acum, să zic, o zic pe față, mai văd o leacă. Da. Dar planul de activitate rămâne oricum. Nu știu exact ce o să produc, ce o să dau. Ideea ar fi că în această hală nu puteți dezvolta creșterea animalelor sau alte chestiuni. Pentru că acolo intră în altă categorie, la distanță. Da. Chiar vă rog, după asta am întâmpinat de 3 ani probleme de PUZ-ul ăsta. Vreau din partea primăriei să am toate caracteristici. Deci dacă e ceva vreo limită de respectat. Am avut problema aia cu zona de protecție. În PUZ scrie toate detaliile, deci nu sunt probleme. Un pat roșu și am apucat. Deci aveți un proiect, aveți de respectat. Da, este. Da. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumim. Mulțumim. Punctul 2. Trebuie privind aprobarea priorităților, obiectivelor planului de acțiune privind dezvoltarea economică socială 2018. UAT Nicolae Vățescu, județul Bacău. Da, aici deci este o situație care se cere de către Consiliul Județean. E vorba de proiecte și de tot ce se derulează pe 2018, aprobate la începutul anului de către dumneavoastră prin proiectul de buget. Sunt și sumele aferente aprobate de Consiliul Local, obiectivele transpuse pe aceste documente. Deci, cam asta înseamnă descrierea obiectivelor care sunt cuprinse în bugetul 2018. Dacă are cineva de adăugat? Ceva? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 3. Diverse. Cine are ceva de spus la diverse? Sau? Da. Știți cu mirosul ăla puternic care este de la stația de epurare. Dacă s-au rezolvat toate problemele, șefii noștri tot se plâng că vor să meargă la mine, am zis să nu meargă, să vină la primărie, să discute. Dacă vor să meargă, pot să meargă. Problema este în felul următor. Deci acolo cei care cală balastru au închis deversarea Nemița. Deci noi am făcut șanțul până la apă. Da. Și cei care balast, și astăzi am fost cu domnul viceprimar, și astăzi era șanțul înfundat. Facem șanț de 1 metru adâncime, pentru că duce la apă. Deci da, avem avizul apelor române de deversare în emisar, în Siret, a stației de epurare. În momentul în care cineva obstrucționează acel șanț, care este în albia Siretului, închide. da, scurgerea și se face, da. Ei, acum la fel am găsit acolo, rămat așa și am închis șanțul, iar am trimis buldo excavatorul și a făcut chestia asta. În momentul în care barajul se va ține închis, permanent, și asta nu este vina nimănui, pentru că dacă nu plouă de sus, va curge apă puțin. Și în momentul în care apă curge numai un firicel, deversarea în emisar este cum este, deci nu e vina noastră că mai în diagonală, să meargă apa mai direct în... Păi, diagonală și așa am făcut. Dacă vine, normal nu se obstrucționează. Are scurgere, numai dacă nu se obstrucționează, nu e nicio problemă. Deci, vă spun, dacă verificați pe canalul betonat, exact ca apa care curge, deci nu are nici mizerie, măcar. Nu că știu, dar... Dacă stagnează în 2-3 metri pătrați și stă o săptămână, deja se miroase, da. Da, că stă o zi, două, deja... Deci nu, noi am făcut și astăzi, am făcut deversarea în emisar și o să ținem mai din scurt problema. Da. Am discutat cu șeful de baraj, am rezolvat ce am discutat, le-am rezolvat a doua zi sau a treia zi, astăzi am fost iar și acumularea aia care a fost acolo se datorează... Azi am vrut să vină la ședință, dar am aflat că vin eu și atunci n-am mai venit. De asta... Nu, dar am discutat telefonic. Acum, eu dacă i-am promis că rezolv problema, m-am ținut de cuvânt. Acum trebuie să mă intereseze și pe mine ce face dânsul la baraj acolo. Nu știu. Poate sunt și anumite lucruri. Ar trebui, poate și eu am anumite obiecțiuni. În emisarul ăla s-a calculat un volum de apă care curge. Noi de asta avem avizul apelor români. Da. În momentul în care mi-au dat avizul, înseamnă că avem voie să deversăm. Dar în condițiile legii. Deci nu, noi respectăm chestia asta, că ni se iau tot felul de probe, fiecare săptămână. Probabil trebuie urmărit și deschis mereu. Ca se nu, face... acolo cine ia balastul trebuie să respecte o regulă. Deci să nu mai închidă. Dar cine ia balastul? Păi acum eu i-am dat avizul. Noi nu dăm avizul pe albii, tot cei care de la... Probabil, da. O să ținem mai din scurt și rezolvăm treaba, dacă e cazul. Am și eu două probleme la diverse. Vedem că ne-ați convocat, unul, ca să vă dați demisia, domn primar, și doi, doamna Stană, pe dumneavoastră oameni din Valencia, că v-am votat să vă luați cu mine sau să mă bărfiți pe mine, sau să aveți grijă de drumul ăla care e la Lărguța. Dar ce puteți face la dumneavoastră? Ce puteți face? Să aduceți în Consiliul Local, sesizare, că s-au rupt parapete, s-au făcut... Dar dumneavoastră... Că cineva a sesizat la domnul primar și a zis că da afară din serviciu. Pe mine nu poate să mă dea nimeni afară din serviciu. Că noi n-am venit și n-am sesizat? N-am auzit niciodată vocal. Noi am sesizat domnului primar. Vreau să văd hârtii, scrise. Să vă aducem și sau nu e nevoie. Noi. A spus că nicio societate comercială nu va avea acces la buldo și la camionul nostru, de la primăria, da. Nu a nostru, a comunității. Da. Deci camionul care a pământ dintre Cămin și domnul Gal? Pentru că este camionul primăriei și căra pământul care rezultă din escavarea de la șanțuri, de la podurile alea, da? În devizul de lucru, sunt 5 km, da? Dus-întors. Sunt calculate lucrurile. Să știți că acea societate și-a cărat rația de pământ care este plătită în deviz. Și dacă vreți să vă documentați, avem devizul, îl citim împreună și vedeți pentru ce e societatea bani. Nu trebuie, aia societatea aia concesiune pe terenul din dumneavoastră m-ați întrebat un lucru și eu vă răspund la întrebare. Deci, acel deviz al societății există înregistrat oficial la primărie. Cantitățile de lucru care le face sunt urmărite de diriginte de șantier, de primar, de viceprimar, pentru că suntem beneficiari de primărie. Avem acord cu ei să depoziteze între primărie și domnul Graf. Păi unde vrea să depozitezi? Pe stradă? Da. Eu când fac un contract, eu îmi carte și eu... Nu face și dumneavoastră, ar trebui să faceți un contract pentru anumite lucruri, într-adevăr, dar nu le faceți. De ce anumite? Ca societate. Păi, eu nu cad terasa comunii, că eu nu lucrez aici. Terasa comunii ar trebui. De ce? Dar nu cad deșeurile aici. Eu lucrez în altă parte și la comuna la care lucrez. Deci așa cum dumneavoastră îmi spuneți mie de nereguli, pot să vă spun și eu. Da, vă răspund încă o dată. Societatea care a făcut podurile, da, a depozitat aici la primărie pentru că are decărat dus-întors 5 km. Da? În momentul în care... pământul de acolo? Cum? E numai pământul de la poduri? Vă referiți la o altă lucrare care și-a depozitat pământul? Vă deranjează cumva că e feciorul meu care lucrează acolo? Mă gândeam că vă deranjează. Este inginer constructor și are societate. Lucrează la orice licitație pe care și-o ia. Deci dacă dumneavoastră aveți o problemă și ați pierdut acolo sau ați participat la licitație, din câte am înțeles. Nu. Nu? Nu. Mă gândeam că ați fost acolo. Eu nu puteam să șantajez casa Iana, nu uitați asta. Ce să fac? Că nu l-am pierdut. Eu nu puteam să judecată din treaba asta. Deci pentru șantaj, da? Rețineți, am martor tot Consiliul Local. Deci m-ați acuzat că am șantajat casa Iana. Da? Deci dumneavoastră ca cetățean al comunii și ca și consilier ar trebui să știți că orice lucrare se ia prin licitație și prin încredințare directă. Da? Acea societate este privată și dacă a făcut... Eu n-am nici făcut referire la societatea aia. Vă gândeam că la ședința asta dumneavoastră n-aveți capacitatea să treceți peste anumite lucruri. Vă deranjează persoana Schiller, nu primarul. Am făcut referire la societatea respectivă. Păi nu, ai făcut. N-am făcut. Domnule, dacă vreți, faceți și dumneavoastră. Deci fiți corect. Eu vă dau un sfat. Eu vă dau un sfat. Ca și consilier local, deci dacă reprezentați opoziția, nu aduceți problemele personale în discuția Consiliului Local. Aici nu am zis probleme personale. Da, da. Eu am spus așa, acea societate, și eu dacă lucrez undeva, și mi se pare normal, câștigă niște bani. Câștigă niște bani, da? Societatea respectivă. Nu, deci el are contract cu societatea să-și care tot ce are acolo. Mi se pare normal să plătească. Da, e treaba lui, l-ați verificat. Nu am zis nimic de altă societate. Nu l-ați verificat? Da, eu vreau ca să... Eu dacă mă duc undeva... Dom'le, dar dumneavoastră faci ordine la altă societate. Dar ăla dacă are contract cu cineva, trebuie să facă cu dumneata, neapărat. Nu cu mine, n-am zis eu ceva cu mine. Păi și atunci ce vă deranjează? Nu avea voie să depoziteze acolo. Ba da, domnule, pentru că faci o edificare. Trebuia o hotărâre de Consiliu pe un domeniu public al Comunei Nicolae Bălcescu. Să depoziteze acolo gunoaiele. O să vă dea o taxă, domnul Celestin. Nu mie, nu mie. Dar dumneavoastră plătiți taxă de parcare la tot ce țineți dumneavoastră pe stradă și încurcați lumea? Puteți să cereți de la Consiliul Local aprobare să parcați mașinile. Știți, concesionați în fața clădirii dumneavoastră ce țineți în plus de clădire? Așa ceva ați făcut? Da. Unde? Eu ce am concesionat... Unde, domnul Cel? Așteptam răspunsul ăsta de la dumneavoastră. Știam că numai aici puteți să mă atacați, că le sunați pe toți să mă atacați. Eu vă spun altceva, dumneavoastră parcați 4 mașini în fața porții, când vine și băiatul dumneavoastră. Eu nu am spus niciodată nimic. Care vine să o leacă mai lungi, da. Iar dumneavoastră parcați și mașina primăriei la 12:30 până la pe la 1:30. Nu? Da. Este pe raza comunii casă, ce să fac? Așa. Ei, și atunci eu nu v-am spus nimic din mașinile dumneavoastră, da? Dacă e nevoie... Nu, dar e vorba, acum încercați să vă scoateți în evidență că sunteți mai corect decât alții. Nu, eu nu am spus că sunt cel mai corect. Dar am spus, societatea respectivă mi se pare normal să plătească. Bine, domnule. Și asta v-am spus, că vă loviți de lucruri mărunte. Mărunte. Pe mine mă interesează oamenii care stau la o masă și discută lucrurile comunei Bălcescu, nu problemele personale. Nu, dar nu-i vorba de probleme personale, că dacă era burdul dumneavoastră, nici nu spuneam nimica. E burdul primăriei și asta. Și asta am spus în ceea. Burdul primăriei face lucrări pentru primărie. Și acum lucrează tot acolo. Unde, domnule? Acolo, domnule. Acolo. Acum lucrează acolo, ieșiți pe geam și uitați că lucrează acolo. Să răspund că strângem nisipul grămadă. Dom'le, lucrează acolo. Și ce vreți? Vreți să nu adune nisipul să fac pentru hram, pregătesc terenul pentru hram. Pentru hram, da? Deci n-are voie. Pentru că dumneavoastră nu sunteți de acord. Dar nu-i numai nisipul primăriei. Că-i nisipă, e și gunoiul omului ăla care l-a depozitat. Care a zis dumneavoastră că l-a depozitat, da? Nu mai este curățat de acolo tot. De-aia v-am spus că ne lovim de chestia asta. E o chestie măruntă. De ce să lucreze buldog primăriei? Nu lucrează, domnule. Interesul primăriei lucrează. Deci niciodată... Au venit cu camioane, au fost la 3-4 societăți, au cerut ofertă. Foarte corect, mi se pare normal. Au cerut și de la niște prieteni de-ai mei din oraș. Corect. Au venit, au cărat, nu am nicio problemă. Dar nu cu utilajele primăriei, că așa a spus. Că dacă în ziua în care utilajul primăriei cară ceva pentru o societate, în ziua aia vă dați demisia. Și eu asta așteptam, nu știam că ne-a schimbat de aia. Nu, dar eu, bun, din păcate, dacă erați șeful meu, poate mi-a aprobați demisia, dar n-am ce să... Dar nu-mi față mea trebuia să-ți dați. Demisia mea este în momentul în care nu procedez corect, am spus așa, da? Deci, pentru societatea, care societate a lucrat, domnule Budo? Spuneți-mi, dați-mi un nume de societate. Nu de Budo, camionul, de ce căra camionul? Păi nu v-am explicat, nu v-am explicat. Păi nu era molusul nostru, domn primar. Măi, oameni buni, dar dacă dumneata ca societate ești plătită în deviz să cari 2 metri, eu pot să te plătesc din buzunar să-l car 3 km. Dar eu cu devizul prost. Nu. Ba da, din moment, eu fac deviz, eu fac podețe și spun așa, domnule, materialul rezultat, materialul rezultat, faci borș cu el, o duci la groapa de gunoi, omule, nu mi-l aduci nicule. Deocamdată eu sunt primarul Comunei Nicolae Bălcescu, răspund pentru ceea ce fac și în momentul în care dumneavoastră faceți acuzele că am șantajat sau nu știu ce, e dreptul, deci nu mă acuzați degeaba. Ați fost administrator de societate comercială. Eu nu cred că ați făcut niciodată. Eu propun să discutăm problemele altora, adică a comunității, nu a noastre personale. Eu sap, le car în curte la mine, la cineva, ca ăla, după aia să aibă alte costuri să-l care. La ce să-l care? Dar de ce să mai basculez odată? Eu asta nu înțeleg. Adică, nu, dacă tot l-am încărcat într-un camion, că-l încărc într-un camion, de ce să-l basculezi aici ca să-l ia camionul? Era plătit, om. Ca să-l ia... Dom'le, dar mai dați-i 5 lei să-l duc în măsa, în curte, că să-l mai basculez odată, să-l încarc eu, să-l mai pun în camion, să mai car odată. Asta mi se pare aberant. Nu știu, poate greșesc eu, îmi cer scuze. Nu vreau să mă contrazic până la infinit, pentru că n-are sens. La diverse, propun. Către Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, Consiliul Județean Bacau, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, vă rugăm să supuneți aprobării în ședința Consiliului Local solicitarea demersurilor în vederea luării măsurilor de către Consiliul Județean Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere de reducerea numărului de accidente și a lor pe raza localității. Menționăm faptul că aceste măsuri se impun având în vedere faptul că pe raza localității Nicolae Bălcescu au loc foarte multe accidente, în special pe trecerile de pietoni. Ca măsură adecvată propunem amplasarea semaforelor pentru trecerile de pietoni fără buton de acționare de către trecerile de pietoni, construirea pasajelor subterane pentru trecerea pietonilor, montarea unor semafoare corelate la trecerile de pieton la care să se schimbe culoarea numai dacă se depășește limita de viteză impusă, de exemplu 40 de km/h. Includerea localității Nicolae Bălcescu în zona de protecție a centurii ocolitoare ce urmează a se construi. Reamintim cu această ocazie că nici o măsură nu este prea scumpă pentru a proteja viața oamenilor. Vă mulțumim! Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură și Curte, Activități Sportive și de Agrement din cadrul Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu. Semnător numele Salahorul Lenuța, Bărbut Bernandin, Budou Petrea Leon, Benedic Elena, Ficurul Mihai. Datat din 25 aprilie 2018. Propunem la vot sau... Nu. Nu. V-am citit despre ce solicitarea de către Comisia de Învățământ și Sănătate. Cam atât. Declar ședința închisă. Nu stați așa. Aveam o problemă la diverse. A doua problemă n-am mai ridicat. Hai să mai lungim atunci încă. Un minut. Dacă mai sunt speranțe de alocare de fonduri către Casa Memorială, pentru că spuneați că poate la o viitoare rectificare de buget, că dăm și vor un răspuns. Ca să se apuce de treabă, pentru că cu 10.000 de lei n-ai cum să te apuci de treabă. Sunt convins că trebuie să faci foarte bine, măcar un proiect, măcar... Păi nu, da, nu. Eu n-am spus că am dat, deci... Haideți să vedem, cerințele sunt multe, speranțe sunt. Am înțeles că... Trebuie să vedem și concret. Vedem în luna iunie. Deci în luna iunie, ca să... Deci, vedem ce... Până acum n-am avut sume primite în afară de buget. După ce se vor aloca, dacă se vor aloca rectificări de buget, atunci vom face și noi rectificări de rigoare. Vedem în luna iunie ce... Acum nu pot să fac promisiuni sau să spun când va fi exact, pentru că n-am informație și nu pot să transmit mai departe ceea ce nu știu. Să știi exact pe ce se bazează. Da, cam asta e referitor la dacă vreți să-mi dați voie, noi am făcut demersuri în sensul ăsta la CNADR, referitor la pasaje subterane și așa mai departe. Avem niște răspunsuri. Era bine dacă le discutam înainte, ca să vedeți care sunt răspunsurile de la Poliția Comunitară, le avem la dosar toate, referitor la pasajele subterane. care sunt cele mai viabile pentru a preveni niște lucruri. Semafoarele există. Acum, semafoare cu buton de derulare a circulației nu o să aprobe CNADR-ul niciodată decât în localitățile astea care, pe unde sunt locuri de centură. Este, în Bacău, de exemplu, sunt locuri unde au voie să monteze, sunt locuri unde nu au voie să monteze. În Bălcescu nu o să aprobe niciodată CNADR-ul așa ceva. Doar dacă există centură a localității și există trafic mai ușor și așa mai departe. Noi avem adresele de la CNADR, ședința viitoare să vi le transmit, vi le referitor la pasajele subterane și la alte lucruri, pentru că este CNADR-ul cel care hotărăște ce fel de semaforizare. Ce există acum este permis. Care sunt punctele? Punctele subterane. Dar nu, eu am cerut 3 locații. Dar ei au venit cu adresă și au spus în felul următor, că analizează, vor vedea, vor... Da. Ceea ce eu, dacă vreți să vă spun mai direct, nu cred că vor aviza așa ceva. Eu am zis să facem un proiect comun, împreună cu ei. Dar, din câte îi știu CNADR-ul, deci felul lor de a colabora și așa mai departe, e greu de ajuns la final. Dar insistăm pe treaba asta și eu mi-aș vedea un vis împlinită chestia asta. Ar proteja foarte mult, în primul rând, copiii, toți cei care traversează. E o problemă mare. Din păcate, da. Cam asta e. Declar ședința închisă.